E și un deziderat al nostru, al politicienilor, dar văd că particularul, privatul se descurcă mai bine. Felicitări încă o dată. Ce lucrați aici? Pentru ce? Liderul consilierilor PSD-UNPR-PC, președintele PSD Drobeta Turnu-Severin, consilierul local Marius Creciu, alături de simpatizanți și membrii de partid, au vizitat fabricile de confecții din Turnu-Severin pentru a oferi câte o floare tuturor femeilor cu ocazia zilei de 8 martie. Astfel s-a încercat evitarea sfârșitului de săptămână, când activitatea este una mai redusă. Doamnele sunt deja obișnuite cu Marius Creciu, care a făcut un obicei să fie alături de ele la sărbători. S-au bucurat și l-au îmbrățișat pe cel care spun că și-l doresc șef al municipiului. M-ați luat cu doamna, da? Ne faceți o poză așa de... Da? Și spun la treabă. Oricând, ați văzut că oricând sunt sănătoasă, iubită și să aveți o lună extraordinară. Sunteți singuri aici? Mai am un coleg. Da? Și unde e? Uite, eu îi las și colegul. Ocupați în partea mea. Da? Marius Creciu este fostul președinte al Tineretului Social-Democrat Mehedinți, care a pornit în politică ca simplu membru de partid, activat la tineret și pe rând a promovat în ierarhia PSD Mehedinți, ajungând acum președintele Partidului Social-Democrat în municipiul Drobeta Turnu-Severin. Ocupă funcția de consilier local și este unul dintre cei care se plasează cel mai bine în preferințele severinenilor, cu dorința de a face lucrurile să prospere iarăși în Turnu-Severin. Domnule Marius Creciu, vă păstrați tradiția să oferiți flori de 8 martie. Cu ce sentimente ați revenit astăzi? De ani de zile vin la această fabrică și la altele cu un sentiment de bucurie. Mă simt extraordinar în lucru cu acestor doamne, cărora le urez să aibă o primăvară frumoasă, o lună frumoasă și alături de familiile lor le doresc tot ce mai bine. Plus tradiționalul la mulți ani de ziua. Domnișoara, ați primit floare? Zic, aoleu, câte fete! Deci de la an la an vă mulțumesc, asta e bine, la mulți ani. Să aveți un 8 martie așa cum vă doriți. Și să ieșiți la altă de seară. De seară, mâine de seară. Onorează prezența de peste 5 ani și ne bucurăm că este alături de noastre și îl așteptăm ca întotdeauna. Anul acesta a luat-o înaintea soților, prietenilor cu florile de 8 martie. Da, a luat-o. Este primul. A luat-o înaintea tuturor.